chiar în perioada premergătoare fugii lui Ceaușescu. Era în, să zicem așa, cam undeva la mijlocul zilei, când am fost chemat la telefon de șeful statului major general al Ungariei, care foarte laconic m-a avertizat. Dinspre România au pătruns pe teritoriul Ungariei un grup de elicoptere. Se apropie de Szolnok. Ce facem? Și a completat tot el, fără să mă lase să răspund. Nu au semne de identificare, nu răspund la apel radio și nu au cerere de pătrundere în spațiul nostru. Le doborâm sau nu le doborâm? Dați-vă seama în ce situație eram pusă. Era în mijlocul evenimentelor din decembrie.